Superliga Show merge în acest episod în Transilvania și descoperă două orașe aflate la pol opus din punct de vedere al fotbalului. Mai întâi ne oprim la Cluj, noua capitală a sportului românesc de câțiva ani buni, dar și orașul care dă campioana fotbalului românesc în ultimii 5 ani. CFR Cluj este clubul care face istorie ca performanțe, dar câteva străzi mai la vale, Universitatea Cluj este clubul recent promovat, însă cu istorie și cu suporteri. O rivalitate care, chiar dacă uneori depășește limitele normale, vorbește despre importanța fotbalului. Fix înaintea meciului direct din Superliga am ales doi jucători care să vorbească despre echipele lor. Sunt doi străini, dar care vorbesc româna și au mutat viața în România și au întemeiat familii în România și iubesc România. Sunt practic români cu ușor accent portughez. Mario Camora a venit de lângă Lisabona să adune trofeu după trofeu în Gruia. Cred că e a 12 sezona mea aici. Aici voi rămâne și după ce termin fotbal. A spus tot timpul că mă simt român. Tot ce am în viață a fost, am câștigat tot aici, în România, și așa că eu spun tot timpul că campionat nostru. Romario Pires este născut și crescut în favelele din Rio, unde a învățat și fotbalul înainte să ajungă în România, iar acum este capitanul universității. Eu venim din Brazilia, mereu jucător brazilian care tineri au acel vis să joace în Europa. Până mi-a venit un impresar din Brazilia și a zis, am oportunitate să te duc în Europa. La două ore distanță, tot în Transilvania, Sibiul încearcă să scoată din nou capul în fotbal. Echipa a reușit deja adevărate minuni după promovare, iar în oraș se apropie de terminare noul stadion. Am stat de vorbă despre trecutul, prezentul și viitorul fotbalului sibian, cu un antrenor născut acolo și care locuiește și acum peste drum de stadion. Deci cunosc istoria Sibiului de 75 de ani. Avem un stadion modern, avem o echipă foarte bună care a făcut un sezon remarcabil până în acest moment. Este ediția transilvano-portugheză din Superliga Show. Bună de urmărit înaintea unei super etape. Hai să facem Superliga Show! Când Mario Jorge Malico Paulinho ajungea la CFR Cluj în 2011, fundașul stânga nu avea decât 3 sezoane în prima ligă portugheză, unul la Beira Mar și două la Naval. Și nimeni nu îl cunoștea în România. Dacă întrebi orice fan al Superligii cine este fotbalistul despre care vorbim acum, puțini o să-l știe, chiar dacă portughezul e stranierul cu cele mai multe meciuri în istoria campionatului românesc, 345, fiind între primii 30 de jucători ca număr de meciuri în prima ligă. Iar acum, Mario Camora se confundă practic cu istoria CFR-ului. Dintre cele 8 titluri câștigate în istorie de clujeni, 6 au fost cu fundașul stânga portughez, naturalizat acum pentru Naționala României în lot. Dar de unde porecla după care a devenit cunoscut Camora? A primit-o de la fratele lui, pentru că nu putea să pronunțe numele orașului natal, Samora Corea, un mic oraș din apropierea capitalei Lisabona. Și de aici, istoria, una care a fost și cu bune și cu rele. Cred că e a 12 sezona mea aici. Aici voi rămâne și după ce termin fotbal. Am spus tot timpul că mă simt român. Tot ce am în viață a fost, am câștigat tot aici, în România, și așa că eu spun tot timpul că campionat nostru. Pe o parte a fost mai ușor, că erau mulți portughezi investitori pe care m-au ajutat foarte mult. Mulți dintre ei aveau deja câteva ani la club. A fost mai ușor pentru mine și țin minte când am ajuns. Normal că țin minte, dar uite că până la urmă am rămas și deja merge la 12 sezon. Sincer, nu credeam că rămân atât de mult, dar după aia știi cum e. Am găsit și o familie frumoasă aici, pe care am luat în calcul că era ce mai bine pentru mine, pentru familie să rămân. Cum a fost și situația aia de club când au intrat în insolvență, a fost greu pentru și majoritatea jucătorilor au plecat. Eu am rămas, am renunțat mulți bani să fie alături și de club și de familie. În 12 ani, Camora a reușit multe în România, trofee peste trofee cu CFR
și a clădit o familie frumoasă și numeroasă, ba chiar a obținut și cetățenia și a debutat în națională, un lucru pe care nu l-ar fi crezut posibil atunci când a început fotbalul la Samora Corea și a jucat în Liga 5-a până la 18 ani. Șansa a făcut ca rețeaua de scouting a CFR-ului să-și facă treabă și să îl ochească la momentul potrivit. Iar de atunci, Camora nu a plecat nici măcar în cele mai grele momente, când CFR a fost aproape de desființare. Până la urmă și familia atunci au avut o decizie că era probabil să plecăm pe o ofertă pe care aveam dublu ce mă putea da CFR, dar până la urmă sunt bucuros că am rămas și sunt bucuros că rămân în continuare să fac istorie pentru acest club. Insolvența a fost cei mai greu moment. Stat 6-7 luni fără salarii, a fost greu. Am simțit și eu investiară mulți jucători care nu mai aveau banii care noi mai încercăm să ne ajutăm unii pe alții. S-au făcut de fapt adevăr, a fost un moment frumos unde a fost un grup unit. Și eu cred că asta a făcut și această forță de la acest club, de a câștiga și un trofeu și insolvență, că au fost Cupa România. Practic, Camora a devenit domnul CFR, trecând prin toate momentele cu formația clujeană. De la o grupă cu 10 puncte în UEFA Champions League, la o victorie cu Manchester United pe Old Trafford, o serie incredibilă de 5 titluri consecutive în ultimele 5 sezoane, dar și o cupă câștigată în insolvență. Iar acum, la 36 de ani, Camora nu dă înapoi. A devenit, așa cum era și normal, capitanul echipei lui Dan Petrescu, o postură greu de jucat în fața unui vestiar experimentat, cu pretenții. Eu mă simt foarte bine. Poate ultimii 2 ani, în acest moment, sincer, mă simt foarte bine fizic. Poate nici la fel ca în trecut, ci că 2 ani trecut mă simt foarte bine fizic. Și asta e important pentru un fotbalist, să te simți tu bine în primul rând fizic, să ai grijă de corpul tău și când ajungi la această vârstă trebuie să ai și mai multă grijă. Alături și de Cipri, noi încercăm amândoi să, de multe ore în vestiar, să transmitem la colegii ce înseamnă să joci la CFR Cluj, mai mult aia noi care vine și nu știe nici campionat. Încercăm să zicem că e greu, aici presiune maximă, aici dacă tu pierzi un meci, începe deja multă poveste, dar trebuie să fii pregătit și special mental, trebuie să fii puternic și noi încercăm să transmitem asta la celelalți colegi. Iar pentru portughezul care vorbește română aproape la perfecție, România nu e a doua casă, a devenit acasă. Sincer, eu și acasă nu mă duc, cred că de 3 ani, nu mai am fost în Portugalia. Mai vine familie, dar de cum am spus, atât copiii au născut aici, sunt la școală aici, au prieteni aici. Era și greu pentru noi și pentru mine, de fapt, m-am obișnuit foarte, foarte bine aici. Am mulți prieteni aici. Dar cum pentru fiecare fotbalist vine momentul retragerii, discuția curge evident și către acest subiect. Mai găsește cumva un jucător motivația să joace, să câștige și să ducă acest ritm nebun săptămână de săptămână, chiar și în momentul retragerii? Până mă las să câștig cât mai mult trofeu și vreau să câștig în continuare până mă las, da? Și sunt sigur că și în club, suporter, vestiar, toată lumea vrea să câștige fiecare an. Nu trebuie să fim obosiți de trofeu, trebuie în continuare să avem forță, să vrem mai multă, mai multă, mai multă, că numai așa putem ajunge mai departe. Obsesia mea e să câștig fiecare meci și eu așa sunt, așa. M-a obișnuit acest club și mă bucur pentru asta. Iar victoriile aduc trofee. Doar 6 jucători au câștigat mai multe titluri decât Camora, topul fiind condus de Marius Lăcătuș cu 10 titluri, urmat de mai mulți jucători cu 7, printre care și Ciprian Deac. E acest moment normal că eșec după 5 ani la rând să câștigi campionatul. Tot ce nu o să fie primul loc e un eșec pentru noi. Și noi vestiar mai vorbim despre această situație, dar noi suntem conștienți că va fi greu. Eu zic că anul ăsta va fi mai greu ca celălalt an. Văd echipă cu mai multă calitate, sunt echipă mai puternici. Eu zic că va fi mai echilibrat și în play-off și probabil se va rezolva din nou la ultima etapă.
Așadar, Camora ar putea să continue parcursul de om record în Superligă și probabil că va rămâne în istoria campionatului nostru pentru longevitate, profesionalism și valoare. Și pentru că a devenit mai român decât mulți alții, deși s-a născut la mii de kilometri depărtare. În Samora, Coreea, orașul care i-a dat și numele de scenă. Când spui Brazilia, spui Rio de Janeiro. Când spui Rio, spui Copacabana. Și fotbal, mult, mult fotbal de calitate. Pentru a înțelege ce fotbaliști au ieșit de pe străzile din Rio, e nevoie să rostim doar câteva nume. Ronaldo, Zico, Thiago Silva, Jairzinho și Romario. Să nu-l uităm însă și pe Romario al nostru, Romario Pires, capitanul Universității Cluj. Un mijlocaș central de 33 de ani, Romario Pires nu are tehnica, viteza sau sclipirea starurilor care au dominat fotbalul mondial în ultimii 10 de ani, dar are o tenacitate aparte, o dorință incredibilă și bagă materiale, așa cum spun fotbaliștii, și deja e al nostru. Pentru că în ultimii 10 ani, cu o pauză de 4 în care a evoluat în Israel, a jucat la Gloria Bistrița, Petrolul Ploiești, Astra Giurgiu, Hermannstadt, Farul Constanța, iar acum e capitan la U. A strâns 113 meciuri în campionatul nostru, căsătorit cu o româncă, vorbește aproape perfect limba, cu un accent ardelenesc pe care nici el nu și-l explică și cel mai probabil va rămâne în țară și după ce se va retrage din cariera de fotbalist. Dar cum a ajuns Romario Pires în România? Eu venind din Brazilia, mereu jucător brazilian care tineri au acel vis să joace în Europa. Și până mi-a venit un impresar din Brazilia și a zis, am oportunitate să te duc în Europa. Foarte bine. Unde mergem? În Spania, în Italia, în Anglia? Nu, în România. România. Vrei? Da. Hai să vedem cum va fi. Am ajuns la Bistrița, în prim impact, sincer, nu a fost ceea ce mă așteptam. Când zici Europa, te gândești la Barcelona și la Real Madrid. Dar am avut sprijin foarte bun de la oameni de acolo, de la oameni care mi-au adus în țară. Sunt foarte recunoscător pentru tot, pentru domnul Naimane, Dumnezeu să-l iert. Când am venit, am văzut că, na, vezi că nu prea e cum te-ai gândit, trebuie să lucrezi ca să poți să ajungi mai departe. Drumul lui Romario nu a fost deloc ușor, pentru că v-am spus deja de unde a venit, iar Rio de Janeiro nu e doar acel oraș strălucitor cu statuia lui Iisus Hristos care veghează de pe muntele Corcovado și unde nisipul fiind de pe Copacabana te invită la plajă. De partea cealaltă sunt și celebrele favele, acolo de unde mulți fotbaliști s-au născut și unde viața e grea, unde trebuie să muncești zi de zi pentru a câștiga o pâine și pentru a hrăni mai multe guri. Eu am născut și am crescut în favelă. Și ce se vede în favela din film nu e chiar realitatea din favela. Normal că acolo sunt oameni cu mai puține condiții, dar acolo se trăiește și se crește oameni și foarte fericiți. Știi? Și dacă pot să descriu Rio de Janeiro într-un cuvânt, minunat. Pentru că ai de toate, ai și plaje, ai munți, ai de toate într-un singur oraș și na, e orașul meu. Străzile, din favela, prin străzile de sculți, acolo au fost primele lovituri, zi de zi. Când puteam, când eram mic, fugeam de la școală, ajungeam acasă murdar și asta și întreba mama, dar cum de-ai fost la școală așa? Am avut educație fizică azi, mă. Dar în fiecare zi, da, că ne mai lasă domnul profesor, nu, am fugit de la școală ca să joc fotbal. Eu pot să zic că sunt mândria de pe strada mea că eu am ajuns. Ceilalți au găsit drumul lor, sunt bine, sănătoși. Nu avea cum să fie altfel. Capitanul Universității Cluj era predestinat încă de la naștere să ajungă fotbalist. Pentru că nu e coincidență, numele vine chiar de la marele atacant brazilian, care a câștigat Cupa Mondială în 1994 și care a marcat peste 700 de goluri în carieră, actualmente vicepreședintele Senatului brazilian. Tatăl meu a fost mare fan de Vasco da Gama și 89, când anul în care am născut, Romario atunci devenea unul dintre cele mai buni din Vasco da Gama.
hai să vedem dacă da și ăsta gol. Discuția îl poartă pe Romario de la Cluj prin istoria fotbalului brazilian. Spune că are 3 jucători favoriți pe care i-a văzut jucând cu ochii lui și nu ascunde că abia așteaptă Cupa Mondială din noiembrie și decembrie, în care Brazilia are o nouă generație de top cu Neymar și Vinicius. Ronaldo, Ronaldinho și Romario. Toți trei pentru mine au fost și sunt cele mai mari din istorie. Pot să spun despre Pele, dar eu nu am văzut. Și acum vine generația asta, chiar că sunt mare fan cu Neymar, cu Vinicius. Dar s-ar mai întoarce Pires în Brazilia? Deocamdată a mers doar cu familia în vizită, în favelele unde s-a născut, dar viitorul său pare, cel puțin pe moment, în România. Neapărat trebuie să merg acolo, că acolo mi-au rămas majoritatea de prieteni, majoritatea locuiesc acolo și acolo mă simt cel mai bine. Nu pot să mă duc acolo și să zic că nu mai mă întorc acolo, că acolo e jumătate din sufletul meu. A fost de 2 ori în Brazilia, am adus și pe acolo, de a plăcut. E un mod diferit de a trăi, dar în același timp noi brazilieni suntem foarte apropiați cu români, cu populația din România, pentru că suntem foarte primitori ca și români. Și atunci s-au simțit foarte bine. Până atunci, însă, să ne concentrăm pe actualul sezon al Superligii, acolo unde urmează ultima etapă din turul sezonului regulat, în care U termină în aceeași notă cum a început, cu o favorită la titlu. Dacă primele 2 partide au fost cu FCSB și Universitatea Craiova, echipele clasate pe locurile 2 și 3 la finele sezonului trecut, ultima etapă aduce chiar derbiul local cu CFR, în care ambițiile vor fi mari, ambele echipe țintind clar victoria. Meciuri pentru bărbați. Cred că dacă ca copil ai avut un vis să fii jucător de fotbal, cred că aștepți mereu la meciurile astea, derby, meci cu atmosferă bună. Pentru mine sunt cele mai frumoase meciuri. Avantajul nou promovatei pot fi fanii, care au fost întotdeauna alături de echipă, și la bine și la greu. Și așa cum spun mereu fanii clujeni, ce m-aș face eu, ce te-ai face tu, dacă n-ar fi U? Din când am ajuns aici, noi am castigat niște meciuri din cauza lor, că ne-au împins din primul până la ultimul minut și chiar am reușit să castigăm și să luăm forță de la suporte. Și atunci, da, sunt stilul ăsta de presiune, presiunea aia bună care te împinge, este foarte bun, foarte plăcut. Ne despărțim de Cluj, dar rămânem în Transilvania. Parcurgem 2 ore cu mașina până la Sibiu. Am mai vorbit despre echipa locală, nou promovată, dar care face adevărate minuni în condiții dificile, momentan și exilată la Mediaș. Ne-am întors ca să-i vedem noua casă, stadionul care se apropie de finalizare, construit din forțe proprii ale orașului. Și cine mai bine să ni-l prezinte dacă nu antrenorul sibian cu peste 500 de meciuri în prima divizie, care locuiește și acum peste drum de arenă. La 75 de ani, Hizo abia așteaptă noul stadion ca să ajungă mai ușor la meciurile echipei locale. Deci cunosc istoria Sibiului de 75 de ani. Avem un stadion modern, avem o echipă foarte bună care a făcut un sezon remarcabil până în acest moment. Avem echipă, avem antrenor, avem și acționar. Sunt convins că stadionul va fi plin de fiecare dată la jocurile echipei acasă. Noul stadion din Sibiu va avea 12.000 de locuri și este construit pe locul celui vechi. Aveam un teren care era acceptabil, însă prima dată a fost o tribună de lemn în partea stângă a mea. Aici nu era nicio tribună. Erau doar un delușor pe care stăteau oamenii, dar s-au schimbat toate prin 60-65. A apărut acea tribună, s-a desfințat tribuna de lemn prin anii 75 și de atunci am tot avansat. Stadionul a ajuns să coste în cele din urmă 42 de milioane de euro, suma acoperită integral de autoritățile locale din Sibiu. Acum însă e nevoie mai mult ca oricând și de o echipă pe măsură. Hermannstadt a început bine sezonul, dar cu probleme financiare, iar în timp îi va fi greu să reziste dacă lucrurile nu se redresează. Echipa este pe o traiectorie bună, a fost. Acum s-a întâmplat să piardă 2 meciuri, nu este nicio problemă, pentru că la un moment dat orice echipă ajunge în situația să piardă. Dar sper să-și revină. Mi-a fost jucător Marius Moldărășan, mi-a fost antrenor secund Marian Rada,
mi-a fost jucător Dani Coman, deci majoritatea i-am avut jucător. Marius se comportă extraordinar, așa cum s-a comportat și ca jucător. Să nu se uite nici în stânga, să nu se uite nici în dreapta, are drumul lui și trebuie să nu se abate de pe el. Dacă tot ne-am întâlnit cu unul dintre cei mai experimentați antrenori din Superliga, nu puteam să nu-l întrebăm și despre situația la zi a cluburilor pe la care a antrenat. Iar în fruntea listei și a clasamentului se află acum, bineînțeles, Rapid. În primul rând, sunt bucuros că Daniel Nicolae e președinte. E un jucător care l-am adus din Liga 3-a la Rapid în divizia, a jucat și în primul meci a marcat și gol. Mă bucur că Mutu e antrenor. Nu trebuie să uităm că Mutu a lucrat cu niște antrenori foarte mari. Și nu trebuie să uităm că Mutu a înscris peste 100 de goluri în Serie A. Este greu să dobor bornele astea care le-a avut pentru orice jucător român. Mutu s-a schimbat radical între atitudinea lui ca jucător și atitudinea lui ca antrenor. Și trebuie, părerea mea, că trebuie încurajat, pentru că la Mutu este loc foarte mare de progres. După aceea, Rapidul are un fundaș central care a jucat la un nivel foarte ridicat, pe Cristi Săpunaru. Nu trebuie să uităm chestia asta. Hizo n-a ezitat să-l certe pe Săpunaru pentru ultimul incident, dar asta nu anulează pentru el nimic din realizările capitanului Rapidului. Deci în discuțiile cu el se vede că este peste jucătorii care sunt în campionat. Deci jucătorii care sunt în campionat n-au atins bornele pe care le-a atins Cristi. A fost un jucător de bază, a avut rezultate remarcabile, a obținut trofee, iar faptul că joacă până la vârsta asta, e, pentru mine e normal, pentru că are o gândire pozitivă, are încredere în el. El iese deasupra la toți jucătorii care sunt în campionatul nostru, ca performanțe sportive. E păcat ca să nu mai rămână în fotbal și e păcat ca jucătorii tineri să-i urmeze sfaturile și tot ceea ce face pentru echipă. Ce este un jucător total diferit față de ceea ce pare pe teren. Când se enervează, când... E bine să fie așa cum este, fără să aibă chestiile astea. Și e normal. El face un efort mare că trebuie să țină pasul cu jucătorii tineri. Și atunci, și el în anumite momente poate să răbufnească. Hizo nu include încă pe Rapid în lupta pentru titlu. Principal, CFR fac cu Gică Hagi cu Farul. FCSB-ul, dacă reușește să-și completeze locul. Rapidul poate oricând să bată pe oricine. Părerea mea că nu trebuie, ei și-au fixat niște obiective pe etape. Ne trebuie să ajungem în play-off și bine fac. Deci în momentul când ajung în play-off, cred că este o atitudine corectă care o fac. Dom'le, când ajungem în play-off, atunci ne fixăm un alt obiectiv pentru play-off, da? Treci de o parte din jocuri, atunci în funcție de ce ai realizat, poți să-ți propui, mă bat la titlu sau nu mă bat la titlu. Dacă mă bat la titlu, ei știu cel mai bine de ce au nevoie ca să poată să fie un concurent periculos pentru titlu contra Lofaru și contra CFR-ul. Ne despărțim de Viorel Hizo nu înainte să-l întrebăm despre cele mai mari satisfacții din cei peste 25 de ani de antrenorat. Dacă pot să spun așa, am creat Interul, pot să spun, Sibiu. Am făcut o echipă foarte bună. După aceea, ce este satisfacție? La Rapid s-a câștigat Cupa Ligii după ce foarte mulți ani, 10 de ani, 18 ani sau nu știu cât, Rapidul n-a câștigat nimic. Prima ediție a Cupei Ligii a câștigat-o Rapidul la Arad cu UTA. Am bătut 5-1 în care Lupu a strălucit. În urmă rămân și nenumărați fotbaliști pe care i-a antrenat. Mi-au trecut foarte mulți jucători prin mână. Foarte multe, adică foarte multe echipe grele la care trebuia să faci față. Pentru că jucătorii dacă nu ești meseriaș, se prind foarte repede. Îți dau un exemplu. Iovan în 87 a fost într-un clasament al FIFA-ei pe primul loc pe postul de fundaș drept.
deci să fii în fața lui Djalma Santos este un lucru extraordinar. N-am avut niciodată nici cea mai mică problemă cu Ioan, după aceea cu lupul. L-am adus pe Dedor pe lupul înapoi în țară, l-am adus odată de la Oficreta și odată de la Brescia. E greu să-l aduci pe lupul și să nu se ducă la Steaua sau la Dinamo sau la alte echipe. Să vii și să-l aduci la Rapid, iar Lupu a strălucit de atunci. Lupu a fost un jucător care mi-a plăcut enorm. Ovidiu Sabău. Am avut antrenori secunzi care au fost jucători importanți. Și, în general, echipele care le-am avut au fost echipe cu greutate. Am ajuns la finalul unui nou episod Superliga Show. Gata pentru o nouă etapă din Superliga și chiar va fi o super etapă. Ultima etapă a turului sezonului regulat aduce și duelul primelor două clasate, Farul Constanța și Rapid. Ne așteptăm la spectacol într-o atmosferă nebună, deși paradoxal vorbim despre primele două clasate în topul celor mai bune apărări din Superliga până acum. Tot din categoria Super Derby vine un alt meci. Nu mai e nevoie să spunem foarte multe despre rivalitatea și încrâncenarea din derbiul Clujului. Mai mult, U și CFR sunt până acum între primele 5 echipe ca număr de cartonașe roșii. Sperăm să contrazică această statistică fix acum. În fine, o a treia confruntare de foc. FCSB și Șepși sunt echipele care și-au creat cele mai multe ocazii de gol în acest sezon al Superligii, așa că ne așteptăm la un meci cu multe goluri, cele două echipe dominând clar acest clasament. A fost Superliga Show. Hai să fie show în Superliga și în această etapă. Nu uitați că ne vedem pe YouTube și cu top 5 goluri, etapă de etapă.